recomandări, dragi frați și surori, sunt Părintele Claudiu la misiunea Ruach în lumea întreagă și vă dau la le lectura a Evangheliei de astăzi a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la Început la Dumnezeu. Toate au, au luat ființă prin El, și fără El nu a luat ființă nimic din ceea ce există. În El era viața și viața era lumina oamenilor, iar lumina în întuneric luminează, iar întuneric, întunericul nu a cuprins-o. Cuvântul era lumina adevărată, care venind în lume, luminează pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă prin El. Dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă celor care l-au primit, celor care cred în numele Lui, le-a dat puterea de a veni copii ai Lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința trupului și nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi iar noi am văzut gloria Lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl plin de har și de adevăr. Cuvântul Domnului, laudă ie Cristoase! Dragi frași și surori, vă doresc un Crăciun plin de har și de lumina lui Hristos. Hristos, cuvântul lui Dumnezeu întrupat, Vine și ne aduce lumină, lumina Harului, lumină care să lumineze întunericul nostru, lumina care să lumineze tot ceea ce noi putem destruge în noi înșine și tot ceea ce El poate reconstrui în noi. Iisus vrea să intre cu lumina sa în sufletul nostru, în, în mintea noastră, în privirea noastră, în gesturile noastre vrea să ne ilumineze viața. El a venit pentru noi și vrea ca noi să ne deschidem, sufletul să primim cum l-a primit Sfânta Fecioară Maria. Odată ce îl primim pe fiul lui Dumnezeu în sufletul nostru, atunci devenim fii ai lui Dumnezeu, nu din voința omului, ci din voința Tatălui. Cel care l-a trimis pe Fiul lui Dumnezeu ca să ne aducă această lumină. Această lumină este prezența lui Isus în fiecare zi. Prezența Lui va face ca viața noastră să fie un Crăciun continuu. O sărbătoare a Crăciunului care să fie atâta timp când noi lăsăm pe Isus să privească în privirea noastră, să gândească în gândurile noastre, să îmbrățișeze în brațele noastre atâta timp când vom lăsa ca iubirea lui Hristos să vorbească în noi, în gesturile noastre, în privirea noastre și în gândurile și în gesturile noastre. Sper ca în acest timp de Crăciun să deschis inima cum Iisus a deschis inima și să-ți lumineze mintea și trupul și gesturile ca să poți să apropii de Dumnezeu și de milostivirea sa mulți oameni să inviți pe cei care sunt pe stradă și îi vezi dezlănăjuiți, văzând un Iisus mai trist, ca Iisus în tine, care să fie lumină, să lumineze această tristețe și să îndepărteze tot ceea ce rău din sufletul celor care sunt în jurul tău. Fii lumina lui Hristos pentru cei care sunt în familia ta, sunt în jurul tău, sunt vecinii tăi și invită pe cei care sunt deznădăjduiți să facă parte din cei care vor fi viitor fii ai Lui Dumnezeu. Lasă-L pe Iisus să aibă grijă de sufletele din purgatoriu, ca tu să te bucuri în acest timp de Crăciun și de această binecuvântare, având grijă de un suflet, rugându-te pentru acele suflete, cerând Sfintele Turghii și făcând o rugăciune al Sfântului Rozariu pentru ei. Îți doresc ca acest Crăciun să fie plin de lumina lui Hristos în tine, pentru ca să fie o prezență vie a Fiului Dumnezeu pe acest pământ, pentru ca poți să, să te poți numi adevărat copii, copila lui Dumnezeu și ca împărăția cerului să intre în sufletul tău și voința Tatălui să se împlinească în tine în fiecare zi a vieții tale. Domnul să te binecuvânteze Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și Sfânta Fecioară Maria să fie pură cu tine. Crăciun fericit și binecuvântări întregii familii. Amin.